Cu bucurie ne-am întâlnit și astăzi, aici, în fața Domnului și în casa noastră. Pentru că pentru mine este prima oară când pășesc în Bucurgeni și în această biserică. Dar sentimentul din inima mea este așa de acasă. Și de fiecare dată, oriunde suntem plecați, dorul de acasă este cel mai puternic și trezesc că inimile noastre niște simțiri plăcute, niște simțiri trăite. De aceea aici, în casa lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, noi ne simțim ca acasă. Și de mult de la Galați, ca bunțul, cu dorința de a ne întâlni cu Părintele nostru, tânjim după această întâlnire de acasă, de a ne întâlni cu frații noștri. Cu acest sentiment am intrat aici, în casa Domnului, în casa Tatălui nostru. Mă bucur de părtășia sățească pentru că Cel care ne numește pe fiecare dintre noi și în inima noastră credem că este Domnul Dumnezeul nostru. Astăzi ne aducem aminte și Sfinții Bisericii noastre au rânduit cu Evanghelia așa din noastră în care suntem cuprinși fiecare dintre noi. Cu starea și cu sărbiciunea noastră, deschizând Sfânta Scriptură și citind în ea, eu m-am văzut în starea acestui om. Nu copilul, nu tânărul trebuia întâi vindecat. Trebuia întâi vindecat tatăl, care avea o credință mică. Cu ajutorul Domnului vom citi câteva un verset de la Sfântul Evanghelist Matei, în capitolul 10, versetul 1. Chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat lor putere asupra duhurilor celor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Cel care le-a dat putere ucenicilor a fost Domnul Iisus. Și ucenicii au făcut minuni, au vindecat, au scos duhurile necurate. Cât timp au fost împreună cu Domnul Iisus. În Evanghelia de astăzi, care a scris în scripturile noastre și pe care o vom citi, o găsim la Sfântul Evanghelist Marcu, capitolul 9, începând cu versetul 17. Și a răspuns lui unul din mulțime, Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care are mulțime. Și oriunde la cuplă, îl aruncă la Domnul și face primul la cură și scrâșnește din dinți și înțepenește. Și a zis ucenicilor, și am zis ucenicilor tăi să-l arunce, dar ei n-au putut. Iar el răspunzând doar a zis, o, neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda la voi, aduceți-l la mine. Și l-au adus la el și văzându-l pe Iisus, Duhul îndată a zburit de copil și căzând la pământ se zbărbărea spunea. Și l-a întrebat pe tatăl lui, câtă vreme este de când i-a venit aceasta? Iar el a răspuns din fâncie. Și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l piardă. Dar de poți ceva, ajută-ne, fiindu-ți milă de noi. Iar Iisus i-a zis, de poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Și îndată strigând tatăl copilului, a zis cu lacrimi, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Iar Iisus, văzând că mulțimea dă năvală, a certat Duhul cel necurat, zicându-i, Duh mult și sur, eu îți poruncesc, ieși din el și să nu mai intri în el. Și răzind și scuturindu putere, Duhul a ieșit, iar copilul a rămas ca mort, încât mulți ziceau ca a
Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat și el s-a sculat în picioare. Iar după ce a intrat în casă, ucenicii lui l-au întrebat de o parte, de ce nu am putut să izbăvim? El a zis, acest neam de demoni, un mic nu poate ieși de jucă mai cu rugăciune și cu post. Ce minunată Evanghelie ne pun în față Cuvântul lui Dumnezeu și Sfinții noștri mai învași, care a rugit ca o oglindă pentru o credință în fiecare dintre noi. Privind în această Evanghelie, oricare dintre noi am fi desnădăjduit sau dacă ne-am pierdut credința din pricina unor oameni, să avem nădejde în Dumnezeul nostru. Cât timp ucenicii au fost împreună cu Domnul Iisus, erau puternici. Puteau să facă minuni, puteau să scoată lucruri necurate. Dar atât timp cât ei au rămas în vale, cât nu au mai fost împreună cu frații lor, mai puternici în credință, mai puternici în rugăciune. Când n-au rămas împreună cu Domnul Iisus, ei și-au pierdut puterea. Eu, cel puțin, din această Evanghelie, învăț astăzi că dacă nu persist în această legătură cu frații, cu Mântuitorul nostru, pierd puterea. Fiecare dintre noi, Dumnezeu ne-a dat puterea ca să ne rugăm din inima noastră Duhul cel rău, pentru că suntem făcute în aceeași rământătură. Și fiecare dintre noi portăm în noi această fire. Și totuși Domnul Iisus este acel care ne dă putere fiecare dintre noi să aruncăm întâi din noi Duhul cel rău, vrăjmașul. Și după aceea să fim cu lumină. Să fim un sprijin și celorlalți. Depărtându-ne de Domnul nostru Iisus Hristos, pierdem puterea, pierdem tăria și atunci este posibil ca oamenii să vină la noi, văzându-ne sau știindu-ne oameni credincioși, să vină la noi și să ne ceară ajutor. Și noi să nu le putem da, pentru că am pierdut puterea. Și atunci, din pricina noastră, oamenii să cârtească înaintea lui Dumnezeu și să-și pierde credința, așa cum a pierdut-o și omul acesta. El nu a crezut pe Domnul Iisus Dumnezeu, cum i-a spus mai târziu, cred, Doamne, ajută-ne pe credinței mele. Și a spus la început învățătorului. Lacrimile sunt cele care topesc ghețarul cu credinței, până așa întotdeauna pe Dumnezeu. Pocăința este aceea care răzbate până la Domnul nostru Iisus. Și acolo când Domnul vede dezghețată inima noastră, atunci El vine și ne încurajează. Ne dă speranță, ne dă nădejde și plecăm de la El vindecați. Domnul Iisus știa că omul acesta avea întâi El nevoie de vindecare, pentru că era un suflet femeie. Și pentru că într-o familie, atunci când un copil este bolnav, este suferind, mai ales din tinerița lui, toată familia suferă. Pentru că sunt o familie, sunt un suflet, sunt un trup cu toții și suferă la fel. Și Domnul Iisus nu a vindecat numai un copil care poate era conștient sau poate inconștient. El a vindecat o familie întreagă. Mare grijă să avem că eu cel puțin am învățat din Evanghelia de astăzi că pot să vin la Domnul Iisus, pot să primesc iertarea păcatelor mele și totuși nu e suficient. Pentru că dacă plec dinaintea lui Dumnezeu, vrăjmașul, așa cum spune la Sfântul Evanghelist Matei în capitolul 12, după ce a fost alungat, așa ca în Evanghelie, vrăjmașul se duce pe loc chistii, fără apă, și după aceea se gândește, mă voi întoarce înapoi în casa mea. Și când vine înapoi, o găsește mântulată, curățită, aranjată, ca să primească un aspete, pe Mântuitorul. Și când acolo vrăjmașul vine și fură din nou inima noastră.
Și atunci starea noastră se va face mai rea ca dinainte. De aceea, în Evanghelia de astăzi, Mântuitorul nostru îl spune, pune un hotar și spune, să nu mai intri niciodată în ea. De aici se duce în fiecare dintre noi pe drumul, dar nu păstrăm legătura noastră cu Mântuitorul. Duminică de duminică, alergând la casa noastră. După aceea întâlnindu-ne în adunările frățești, vom pierde această legătură cu Domnul Iisus și vrăjmașul nostru se duce un timp de la noi, dar după aceea el se întoarce să cerceteze casa lui, să vadă. Este liberă, este curată, este măturată și este posibil, odată ce ne-am îndepărtat de la credință, starea noastră să se facă de 7 ori, de 10 ori, de 100 de ori mai rea ca înainte. De aceea, fiecare dintre noi trebuie să vechem. Sfântul Apostol Pavel spune evreilor, ca să învățe ce voi, nu v-ați împărțit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Iată ce împotrivire trebuie să ducem fiecare dintre noi cu păcatul care este în noi, care este în lume și care dă răbdare asupra noastră și răgnește cel rău ca să ne închidă, dacă va fi putință. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, au rămas cu visele acestea ca o nădejde pentru fiecare dintre noi care trebuie să înrăjduim, care suntem slabi în credință, dar au rămas cuvintele unui tine credincios până în zilele noastre ca o mărturie pentru fiecare dintre noi. Când ne simțim slabi, sau dacă suntem puțin credincioși și am greșit din cauza unui frate, sau am păcătuit din cauza unui frate, Domnul Dumnezeu nostru ne dă posibilitatea aceasta pentru că El cunoaște inima fiecare dintre noi. Dacă este inima sinceră, dacă pocăința este sinceră, Dumnezeu deschide încă o dată inima. De aceea, avem toată nădejdea în Domnul și Dumnezeu nostru. Că El este Cel care ne poartă de grijă, ne deschide conștiința noastră să vedem pe ce cale merge. Și îl rugăm de fiecare dată în rugăciunile noastre să ne pună acest stăvilar asupra inimii noastre, ca niciodată în inima noastră vrăjmașul să nu mai vină. Pentru că care e greu pentru un suflet care este asaltat de vrăjmașul cel rău? Cum să nu-L ascultăm pe Dumnezeul nostru care și-a pus viața în joc, care și-a pus viața sufletul său pentru mântuirea sufletului nostru? Cum să ascultăm un vrăjmaș care El la sfârșit nu ne păgăduiește decât moarte veșnică? De aceea să rugăm pe Sfântul nostru Mântuitor, indiferent prin ce stări ar trebui să trecem în această lume, să nu ne depărăm de El. Înaintașii noștri nu s-au depărat, au plătit cu preț de sânge urmarea Domnului și noi, de asemenea, trebuie să mergem în dreptul Mântuitorului, întâi inima noastră, după aceea, înaintea oamenilor, Domnul să îmi dea putere și să ne dea putere fiecare dintre noi, ca acest cuvânt din Sfânta Evanghelie să păzim, să nu lăsăm pe vrăjmașul să ne mincească.